Ce poate fi mai plăcut și mai relaxant după o zi lungă de muncă ca savurarea unei narghilea cu gust dulcișor de mure combinat cu nițel miel? În așa momente, sistemul nervos se relaxează, iar cugetul la propriu este îmbătat de aburi aromați. Și așa notiuni ca monoxid, arseniu, cadmiu, nichel, poloniu și gudron parcă ar fi de prisos, dar din păcate nu sunt. Analizăm nocivitatea fumului de narghilea. Originea narghilelei este veche de peste 1000 de ani și se pierde pe tărâmurile Indiei de Nord la granița cu Pakistan. La început, construcția narghilelei era simplă, având la bază nuca de cocos și un tub atașat la aceasta. Istoria narghilelei se continuă în Imperiul Persan, care cuprindea atunci Pakistanul, Afganistanul și o parte din Asia Mică și câteva regiuni din Nordul Africii. În această călătorie, narghileaua a căpătat savoarea dată de o specie deosebită de tutun negru iranian, cultivat și astăzi. O creștere în popularitate a fost cunoscută odată cu apariția cafenelelor ca locuri de întâlnire în Imperiul Otoman, acum câteva sute de ani. Umezirea și împachetarea tutunului au fost ridicate la rang de mare artă, astfel atingerea cărbunilor de către neinițiați era considerată lipsă de politețe. În zilele noastre, localurile unde se fumează narghilea sunt locuri de întâlnire pentru toate categoriile sociale, locuri în care se discută evenimente, politice și moderne. Narghileaua este un instrument de fumat care funcționează pe bază de apă și permite amestecarea tutunului cu o serie de arome dulci precum cea de măr, pepene sau cireșe. Din cauza umplerii recipientului narghilelei cu apă, unele persoane cred eronat că fumul de narghilea este mai puțin dăunător decât cel de țigară. Producătorii de narghilea se opun fumatului obișnuit, iar cumpărătorii sunt fericiți să creadă că acestea nu sunt țigări, ci ceva oriental, plăcut și frumos. Însă fumatul în orice caz fumat rămâne și având în vedere durata lungă de inhalare, o cantitate mare de fum și tutun intră în plămâni. Din păcate, chiar și un filtru de apă nu poate reduce complet daunele produse de tutun, spun specialiștii. Dacă s-ar putea face acest lucru, senzația de plăcere și relaxare din fumat ar dispărea complet. Cercetătorii cred că fumatul la o narghilea este comparabil cu o cantitate de nicotină inhalată din 5 pachete de țigări. În plus, în timpul unei sesiuni de narghilea, în plămâni pătrunde atâta fum de tutun cât ar proveni de la 100 de țigări fumate. Medicii avertizează, narghileaua poate fi mai dăunătoare decât țigările. Mai ales în rândul tinerilor, fumatul de narghilea este tot mai popular și pare fi o alternativă a țigărilor, despre care se știe bine că sunt nocive. Potrivit unui raport al Casei de Asigurări Medicale DAC, în Germania, fiecare al doilea elev de clasa a 10-a a fumat vreodată narghilea, iar cam 15% din cei 7000 de elevi chestionați fac acest lucru în mod regulat. Barurile cu narghilea apar pretutindeni ca ciupercile după ploaie, doar că fumatul de narghilea este cel puțin la fel de nociv ca și țigările, avertizează medicul Sven Dreyer de la Universitatea Clinică din Düsseldorf. În același timp, tot mai puțin tineri fumează țigări. Raportul pe tema dependenței și consumului de droguri din 2017 în Germania relevă că numărul tinerilor fumători cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani a scăzut de la 27,5% în 2001 la 7,5% în 2016. În schimb, tinerii tot mai des sunt atrași de narghilea, care nu este însă mai puțin dăunătoare. Dacă se fumează narghilea cu tutun, atunci efectele dăunătoare pe termen lung asupra sănătății sunt aceleași precum și cele provocate de țigări. Chiar dacă și narghileaua simplă, fără tutun, afectează funcțiile plămânilor și sporește riscul de cancer. O narghilea cu tutun conține o cantitate de nicotină între 10 și 20 de ori mai mare decât o țigară obișnuită, atrage atenția Dreyer. Așadar, cineva care fumează zilnic o narghilea poate la fel de bine să fumeze cel puțin 10 țigări. În locul tutunului se pot folosi pietre aromate, care nu conțin nicotină, dar se știe foarte puțin despre substanțele din aceste numite pietre. Cu sau fără nicotină, fumatul de narghilea este dăunător, explică medicul din Düsseldorf. Aceasta pentru că există pericolul unei intoxicări cu monoxid de carbon, în cel mai bun caz acesta se manifestă prin amețeli, greață, vomă și poate chiar să ajungă până la pierderea cunoștinței sau spasme.
Cercetătorii au descoperit în urina voluntarilor că persoanele care au fumat narghilea aveau un nivel de 2 ori mai mare a benzenului în comparație cu fumătorii de țigări. Benzenul este asociat cu risc sporit de a suferi de leucemie. De asemenea, nivelul monoxidului de carbon era de 2 ori jumate mai mare în cazul celor care au fumat narghilea decât în cazul fumătorilor de țigări obișnuite. Pe lângă substanțele toxice din tutun și cărbune, căldura provoacă reacții chimice în amestecul din narghilea, iar aceste reacții produc compuși organici volatili toxici și hidrocarburi policiclice aromatice. Unele din ele sunt extrem de cancerigene și pot duce la apariția cancerului de plămâni, explică Jacob. În schimb, cei ce fumau narghilea consumau mai puțină nicotină, substanța din tutun care provoacă dependență. Cele mai comune mituri despre narghilea afirmă: fumatul prin narghilea nu provoacă dependență. Și este un fals, deoarece fumul din narghilea conține nicotină la fel ca și cel din țigară, iar nicotina are potențial aditiv. Apa din narghilea filtrează substanțele toxice din tutun. Iarăși este un fals. Apa din narghilea nu are niciun impact asupra substanțelor toxice din fumul inhalat. 3. Prin narghilea consumi o cantitate mai mică de nicotină. De asemenea, este fals. O țigară conține, în funcție de producător, între 7 și 22 mg de nicotină, dintre care 1 mg este absorbit în organismul fumătorului. Pe de altă parte, o narghilea conține nicotină cât se regăsește într-un pachet cu 20 de țigări. Nicotina creează dependență, ceea ce înseamnă că narghileaua crește riscul de dependență de tutun mai mult decât țigările. Mesajul cel mai important care vroiam să fie auzit prin intermediul acestui material este că fumul de narghilea nu îndepărtează toxinele din tutun. Printre substanțele toxice din narghilea se enumără monoxidul de carbon, arseniu, cadmiu, nichelul, formaldehida, acetaldehida, poloniu și gudronul. Comparativ cu fumul de la o țigară obișnuită, fumul de narghilea conține de 6 ori mai mult monoxid de carbon și de circa 50 de ori mai mult gudron. Sper că acest material video să fie de folos și, chiar dacă este greu de renunțat la unele mici plăceri ale vieții, recomand să cunoaștem măsura în toate. Sănătate!